S-a terminat cu șmecheria. Gata. L-ați auzit pe Liviu Dragnea vorbindu-le astăzi pesediștilor? Vai de mine! În afară de bă jegurilor, bă nesimțiților, bă neterminaților. Deci în afară de astea le-a zis tot. Se adunaseră băieți acolo. Hai mă, hai mă că vine șeful. Ne felicită puțin așa pentru rezultat. După care mergem la restaurant să udăm și noi mandatele astea că ne e o sete. Mamă, și-a apărut Dragnea cu hamsterul nervos. Ce nervos mă, turbat, turbat vă spun. Nu știu, ca se vreo pisică de-asta stricată, că... Așa cum v-am spus tuturor, atunci când am semnat listele, am semnat lista pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu voi tolera, nu voi accepta absențe de la serviciu. Să știți că nu o să fiu de acord să înceapă iar un concurs de plecări în excursii. Prin tot felul de țări, în schimb de experiență. La faza asta încă își dădeau coate pesediștii. A? A? Ia zic, Oane. Așa face șeful, da, să dea frumos la popor. Nu vezi că filmează fraierii ăștia de la televiziune? A, mă, ce naiba, școală! Nu știe el cum se face. De-aia și câștigat alegerile. Dar ce să vezi, Dragnea a ținut-o mai departe pe-a lui. Eu personal nu cred că voi accepta vreo deplasare a vreunui coleg de-al nostru undeva, cel puțin în primele 6 luni de zile. Ați candidat pentru Parlamentul României. N-ați candidat ca să mergeți în alte țări. Haide mă, bosulică, ce naiba, 6 luni, e prea mult, noi de-aia am venit aici. Și în timp ce se tânguiau pesediștii așa, le-a dat Liviu Dragnea o veste și mai proastă. A, apropo, băi, va trebui să și munciți. Ce? Dar e scandalos, bosulică. Vom mări perioada de lucru săptămânală a Parlamentului. Eu nu mai sunt de acord ca parlamentarii să vină luni după amiază, să plece marți după prânz. În weekend veți avea, într-adevăr, activitate în teritoriu. Fiecare dintre dumneavoastră va trebui să prezinte ceea ce face măcar în ziua de vineri. Liviule, Liviule, cum te dai tu singur în gât, mă băiatule. Nu mai sunt de acord să vină luni după amiază și să plece marți după prânz. Aha! Deci, matale, în calitate de șef de partid, știai ce se întâmplă pe acolo, nu? Doar făceai și matale. Dar de azi, gata, frate, nu ne mai băgăm picioarele în Parlament. Oricum, o reținem pe asta, că până acum v-ați bătut joc de noi cu bună știință. Cred că după fraza de mai devreme, jumătate dintre parlamentarii PSD au vrut să se ridice și să plece. Dar ia-ți, bă, băi, teleormănene, băi, țărane, ia-ți, bă, mandatele și bagă-ți-le unde vrei tu, da? Păi tu crezi că noi am venit în Parlament ca să ne pui tu la treabă, mă? Muncește-i pe aia de la tine, de pe moșie, de la Alexandria, nu pe noi. Auzi, să facă un raport cu activitatea din teritoriu. Și ăsta a fost doar începutul, da? Nu voi mai susține niciodată vreun act normativ sau legislativ prin care să se adopte beneficii sau alte avantaje speciale pentru cei aleși. Oamenii întâi, pentru ei lucrăm, după ce o să fim în stare să ridicăm nivelul de trai în România, sigur, fiind și noi cetățeni români, atunci putem să ne gândim și noi. Doamne Dumnezeule, să vezi că se amână ciordeala. Așa mi-am zis azi când am văzut imaginile. Gen să mai șutească și oamenii, noi vom sta o tură că avem bani. Mi-a plăcut asta, domnule Dragnea. Băi băieți, mucles o vreme să mai bage și poporul mâna la cașcaval. Tot consultanții aia de afară v-au dat-o sau hamsterul? Ce voiam să vă spun, că v-am studiat cu atenție. Dacă ați luat lecții de actorie, cred că n-ați făcut cea mai bună alegere cu profesorul. Din când în când, de la prostiile pe care le spuneați, mai că vă pufnea râsul. Acum, adevărul e că și Al Pacino ar avea probleme să livreze un astfel de discurs fără să moară de râs de câteva ori. Domnule Dragnea, vă uitați la ce fețe făceau pesediștii? De-aia vă bușea râsul? Erau galben săracii. Nici pușcăria nu i-a speriat atât de tare cum i-a îngrozit matale cu munca astăzi. În ceea ce privește perioada următoare, pare rău că vă dau vești relativ triste, nu vă angajați în nicio vacanță. Pentru că sper ca foarte curând, foarte rapid, președintele
să accepte propunerea noastră de prim-ministru, să o desemneze, să putem instala guvernul săptămâna viitoare. Nu, nu, e clar, fie îl bat pesediștii mâine pe Liviu Dragnea la partid, fie vă zic, de luni o să-și depună toți demisiile. Și nu că hau-hau de ăsta ieftin, adică da, e pentru oameni să vadă populația, nu, i-a luat Liviu un balon, uite. Până în 15 ianuarie sunteți disponibili. Și chiar era foarte urât să începem parlamentul cu o vacanță. Eu cred că nu sunteți foarte obosiți după campania electorală. Ce vorbești, bă, își bate Dragnea hamsterul de ei pur și simplu. Ce, mă, sunteți obosiți? Sunteți pe naiba că eu am făcut toată campania. La muncă, bă, nu în vacanțe scumpe. Vă dați seama cum au reacționat la faza asta nevestele parlamentarilor? Vai de bine. Cred că au câte o păpușă de-aia cu fața lui Dragnea și au băgat ace în ea. Am stat după toanele ăstuia toată campania și acum nu plec nici în vacanță. Na, 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 na. Și-ar mai fi asta. De asemenea, poftiți? De asemenea. A prins-o pe asta? Genială! Ce, mă, ce? A comentat careva? Nu, mi s-a părut. Tu! Ai clipit! Pune hamsterul pe ei, Nea Liviu. Gata, bă, cu democrația în parlament. A, ce voiam să zic? Ăștia-s parlamentari? Voi vă dați seama cum o să se poarte Dragnea cu premierul? Cred că îi face și program de exerciții fizice. Dimineața, până ajungi la Palatul Victoria, apropo, vezi că încep munca la 5:30 dimineața, deci înainte, pe la 4:00 și ceva, la bustul gol, alergare, flotări, tracțiuni, România nu merită un premier bolnav, da? Nea Liviule, ce faci, bre? Ce ai? Ce e cu matale? S-a stricat Nea Liviu, auzi? Parlamentul să fie o instituție respectată. Și parlamentul și parlamentarii vor fi respectați de către români atunci când vor vedea că lucrează în primul rând pentru ei. Și din ceea ce se întâmplă în parlament rezultă lucruri bune pentru oameni. Eu unul cred că Liviu Dragnea abia acum a înțeles. Da, i s-au schimbat sinapsele precum macazul la tramvai. Bă, fii atent că m-am prins. Guvernarea e o chestie care se face în interesul cetățenilor. Puh, trebuia să fluture ăștia cătușele, Nea Liviu, ca să vă vină mintea la cap. Nu, eu tot zic că nu e pe bune. Domnul Dragnea, scuze, dar atâta ne-ați jupuit în ăștia 27 de ani că n-avem cum să vă luăm în serios. Eu am încercat, vă spun, dar încercând așa, mi-a dat logica un șut unde e greu voinicului, de aveam la un moment dat 4 amigdale, serios. Deci suntem și noi precum țăranul care a văzut girafa. Așa ceva nu există, bre.